Noi discuții pe tema redeschiderii spitalului din Bălcești au avut loc în această săptămână între reprezentanții Spitalului Județean de Urgență, Direcției de Sănătate Publică și Consiliului Județean Vâlcea. Din cauza subfinanțării, autoritățile au decis pentru început să înființeze la Bălcești o secție de recuperare medicală și fizioterapie. Amenajarea spațiilor a căzut în sarcina primăriei orașului Bălcești, așa că vâlcenii din zona de sud a județului mai au de așteptat câteva luni până când vor putea face recuperare aici. Această comisie a demarat acțiuni privind utilizarea spațiilor fostului Spital Urgenesc Bălcești. Ultima dată când s-au întâlnit, s-a stabilit faptul că se va înființa, s-a decis înființarea unei secții de recuperare medicală și fizioterapie, care va funcționa în cadrul fostului Spital Orășenesc Bălcești. Până vineri, Direcția de Sănătate Publică va trebui să structureze și să împartă pe saloane și să realizeze structura funcțională a acestei unități, acestei secții de recuperare medicală și fizioterapie, iar amenajarea și dotarea secției va fi făcută de primăria orașului Bălcești. Secția de recuperare medicală și fizioterapie de la Bălcești va funcționa ca secție externă a Spitalului Județean de Urgență din Râmnicu-Vâlcea și va fi deservită de 2 medici și 10 asistente, infirmiere și îngrijitoare. Deocamdată, Spitalul Județean de Urgență nu a organizat concurs pentru ocuparea posturilor.